Autoritățile județene au reușit anul trecut să atragă sume importante din fonduri europene de ordinul zecilor de milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare. Banii vor fi cheltuiți pentru reabilitarea unor clădiri de patrimoniu, precum Spitalul Brătianu sau sediul Bibliotecii Județene, dar și pentru modernizarea infrastructurii de transport rutier. Am reușit să accesăm uh... Mai multe fonduri europene, este vorba despre reabilitarea unor clădiri, le știți foarte bine, este generic despre clădirea fostului Spital Brătianu, Biblioteca Județeană, drumuri județene pe fonduri europene. Până acum, județul Buzău a semnat, deci sunt lucruri certe pe fonduri europene aproximativ 60 de milioane de euro. Eu spun că nu este o sumă mică. Președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu spune că una dintre realizările importante ale anului ce s-a încheiat este începerea lucrărilor la podul de la Vadupașii. Pentru 2018, conducerea Consiliului Județean anunță că investițiile vor începe în primăvară cu lucrările de reabilitare a fostului Spital Brătianu, acolo unde va funcționa un centru muzeal.